Salutare, salutare! Suntem din nou în vizită la una dintre super clientele Gomax. Suntem la Irina Reisler de această dată și o să aflați o super poveste. Irina, mulțumesc pentru timpul tău și disponibilitate. Bine ai venit în universul meu, bine ați venit cu toții în universul meu. Irina, să trecem foarte rapid la subiect. Foarte multă lume te cunoaște, următorii urmează să te cunoască. Spune câteva cuvinte despre tine ca și persoană în primul rând. Am fost 15 ani pe sticlă în televiziune, de asta probabil că spui că multă lume mă cunoaște. Am făcut presă medicală timp de 15 ani la ProTV, pentru TVR am lucrat, pentru realitatea în vremurile ei bune. Practic am trecut prin câteva televiziuni de marcă și ca angajată, dar și pe firma mea, în momentul în care am renunțat la a lucra în ProTV. Am fost nevoită, practic, de întâmplarea respectivă să pornesc pe propriile picioare și atunci am înființat prima firmă de producție TV, din care ulterior vei afla că s-au născut toate celelalte business-uri de familie. Însă, în acel moment în care eu nu am mai fost angajată, se întâmpla în anul 2003. Din acel moment eu mi-am deschis aripile și am învățat să zbor singură. Deci a fost primul pas spre antreprenoriat, am putea spune. Da, absolut. Acela a fost momentul în care am hotărât că nu voi mai avea niciodată șefi, că nu voi mai fi niciodată angajată a cuiva și că devin responsabilă de viața mea și a copilului meu, care în momentul ăla avea 2 ani. Și cum spuneam, mi-am deschis aripile și am zburat. Tot acela a fost momentul în care am slăbit de la 100 la 50 de kilograme și vei afla că și asta a contribuit foarte mult la succesul business-urilor de peste ani. Știi, oamenii nu înțeleg un lucru sau poate îl înțeleg la un moment dat, că nimic nu e întâmplător în viețile noastre. Așa e. Și că orice poveste tragică, așa cum poate să pară despărțirea de locul de muncă, poate avea o turnură pozitivă la un moment dat. Dacă noi știm ce trebuie să facem, dacă noi suntem curajoși, dacă noi avem încredere în noi și în ce deasupra noastră, și dacă muncim foarte mult. Eu am muncit foarte mult toată viața mea. Cred că sunt sortită muncit, dar am cumva și binecuvântarea de a fi făcut doar ce mi-a plăcut toată viața. Sunt oameni care mă cunosc de pe sticlă, din televiziune, unde am făcut numai presă medicală toată viața mea. Campanii de nutriție, campanii umanitare, am strâns bani pentru copii și persoane bolnave, am promovat tehnici, medici, operații de tot felul. Și de ce spun asta? Pentru că toate experiențele acestea mie mi-au fost de folos în momentul în care televiziunea pentru care lucram în 2008 a hotărât brusc conducerea să renunțe la ea. În ajunul Crăciunului am fost anunțați că până aici a fost și a fost cadou. Da, a fost așa, ca un cadou, dar pentru mine chiar a fost un mare dar. După ce optimistă. Am învățat să fiu așa, pentru că viața m-a învățat să fiu așa. Pentru că era a doua oară în viața mea când îmi pierdeam locul de muncă și a fost a doua oară în viața mea în care am schimbat direcția. Prima dată îți povesteam că am pornit pe propriile picioare cu firma mea, iar acum, în clipa în care s-a închis televiziunea, eu aveam în derulare o campanie de nutriție, dat fiind povestea mea cu slăbitul 50 de kilograme, cumva ultimii ani au fost dedicați nutriției, slăbirii. Trebuie să mă spui și mie după. Eu îți spun, dar tu trebuie să faci, eu doar îți povestesc. Și am fost nevoită, aveam sponsor la emisiune, contracte, fiind pe firma mea, cumva duceam din extern emisiunea și am fost nevoită să o continui cumva. Nu poți să-ți găsești un job în televiziune așa, bătând din palme, așa că singura soluție a fost să inventez un site. Vorbim de România 2008.
În momentul acela nu prea existau site-uri la noi. La început. Tot ce știam noi era să deschidem mail-urile, să răspundem la mail-uri și cam ăsta era internetul pentru noi. Și am rugat un fost coleg din ProTV care cocheta cumva cu programarea, ne-a făcut un WordPress și mi l-a pus în brațe. Acesta este primul meu site, cel de nutriție, este un site doar de informație, există și acum, www.irinareisler.ro. Mi-am derulat campania în continuare acolo, am putut să... mi-am luat o cameră, apropo de ce povesteam, dar nu ținea de foame treaba asta, adică aveam un copil care mergea la grădiniță, care... trebuia să crească, aveam niște rate în derulare și site-ul ăsta era foarte frumos, creștea foarte frumos, dar nu aducea niciun fel de venit, eram într-un salariu în casă. Și atunci am stat și m-am gândit, după ce am plâns bine, pentru că nu vă spun că eram așa cu gura până la urechi, că mi-am pierdut a doua oară jobul și vai ce fericire mare, după ce am plâns bine și mi-am răcorit sufletul, am luat o hârtie și am pus pe ea. Ce am în momentul ăsta? Păi am așa. Am 15 ani de televiziune curată, în care nu mi-am mințit publicul niciodată, nu am fost cumpărată niciodată. Deci am credibilitate. Am făcut foarte multe campanii umanitare și oamenii mă iubeau foarte mult, deci aveam și aprecierea oamenilor. Aveam 15 ani de emisiuni în care îți povesteam că am promovat o grămadă de oameni, eu știu, afaceri, operații, deci știam cum să promovez ceva, orice. Okay. Sunt talentată la scris, scriu bine, deci era tot în mâna mea și povestea asta. Și mai aveam la îndemână produsele cu care lucram în campaniile de pe TV. Pentru că acolo veneau diversi specialiști care făceau diverse demonstrații pentru participantele mele care slăbeau. Masaje, terapii, tot felul. A fost cea mai la îndemână cale de a începe un business online de vânzări. Și așa s-a născut store.irinareisler.ro, primul nostru magazin online. Practic, luam în funcție de comenzi, luam marfă de la diversi furnizori de aici din România și o revindeam. A fost așa, un vulcan, pur și simplu. A explodat vânzările din prima? Da, pentru că eu veneam deja cu... În trecutul meu apropiat erau aceste campanii de nutriție, era povestea mea cu slăbitul. Oamenii credeau, când le vorbești din proprie experiență, ca și acum, exact. Ești credibil. Nu vorbeam din cărți, nu eram un nutriționist care a învățat și vorbește după litera cărții. Eram un om care chiar slăbisem 50 de kilograme. Bun, hai să facem un sumar la prima parte. Ai avut al doilea șoc la locul de muncă. Da, da. După ce ai trecut, nu l-ai trecut, adică fericită în prima fază, ai luat șocul, ai plâns. Am aflat că se închide televiziunea în ajunul Crăciunului. Pentru nimeni nu poate să fie asta o fericire. Iar în ianuarie deja s-a născut primul site. Adică eu sunt o fecioară din aia hotărâtă. Plâng cât plâng, mă umflu bine de plâns, după care iau taurul de coarne. Asta vreau să transmitem celor care ne urmăresc. Adică, ok, ai luat un șoc, îl trăiești, pentru că e normal să trăiești emoția respectivă, plăcută sau mai puțin plăcută. Pe urmă, ok, hai să vedem ce facem cu continuare. Bun, absolut. La ce mă pricep, pe cine cunosc, ce pot să fac? Ce am la îndemână? Ce știu eu să fac? Că asta de îmi place foarte mult, că ai spus, bă, ce am la îndemână, ce știu eu să fac? Da. Sunt foarte mulți care dau vina, băi, dacă aș avea cunoștințe, dacă aș avea pe celălalt. Toți avem cunoștințe, toți știm să facem ceva, toți avem capacitatea de a învăța permanent lucruri, pentru că, repet, în ianuarie 2009, habar n-aveam cu ce se mănâncă internetul. Despre e-commerce nici nu cred că se inventase cuvântul ăsta încă. Adică era foarte de demult toată povestea asta. Am pornit în sufrageria personală, chiar îți povesteam, da, că sufrageria era și magazin plin de standuri și de produse și de cutii de ambalat și de ulterior a apărut și un proiect, un nou proiect în televiziune pentru televiziunea națională. Aveam și grupul de montaj acolo, pentru că lucram pe firma mea. Aveam calculatoarele de la magazin. Deci era o nebunie. Copilul era mic cu jucăriile, că doar era și camera ei, nu era doar a noastră, era o cărare pe care puteam să trecem, un om trecea până la birouri și înapoi.
Ziua filmam, Marius, soțul meu, care este și partenerul meu în acest business, lucra încă în ProTV și eu aveam noul proiect pentru televiziunea română, deci ziua eram în televiziuni și noaptea ne întâlneam și făceam partea de online. AVB-uri scrise de mână, că nu se inventaseră tipizatele, totul, până am învățat să cumpărăm cutii, trimiteam produsele în pungi din alea cu bule, până s-a spart primul ulei de masaj, apoi am cumpărat bibliorafturi, pentru că nu știam, n-aveam cunoștințe de unde cumperi cutii de carton. Deci toate lucrurile astea, pas cu pas, cărămiduță cu cărămiduță, am construit o temelie solidă, zic eu, a unui business de familie, pentru că noi nu suntem o multinațională, noi suntem un business mic de familie în care suntem implicați 100% și eu și Marius și cred că așa se poate construi o afacere mică. Cu ce știi, cu ce ai, cu ce poți, învățând tot timpul. Așa este. În 2009, la un moment dat, am preluat și distribuția produselor pe care și astăzi le comercializăm din Spania. Tot după un incident nefericit, că așa e la români, am aflat într-o bună zi că una dintre furnizoarele noastre, culmea și cea pentru care vindeam cel mai mult, și-a făcut niște site-uri unde vindea produsele sub prețul pe care eu îl plăteam. Se întâmplă. La români se întâmplă. Și, mă rog, am aflat de la o clientă, evident, lucrurile astea. Și atunci am hotărât că oprim orice lucru cu furnizori români. Și ne-am mai deschis aripile odată. Am căutat produse cumva similare cu ce știam că este foarte bun din campaniile pe care le făcusem pe TV, le-am găsit, le-am scris luni de zile, luni de zile, am trimis mail-uri, nu ne răspundeau pentru că probabil era România, eram foarte mici, eram un business de familie, nu am prezentat interes într-o primă fază, dar am insistat atât de mult încât eu sunt genul ăla pe care dacă îl dai afară pe ușă, intră pe fereastră. Foarte tare. Și am plecat în octombrie 2009, deci la practic 10 luni de la deschiderea site-ului, am plecat în Spania și am semnat contractul de distribuție. A, pentru cele produse. Da. Irina, tu acum ai două magazine. Da. Ai acesta cu cosmetice. Da. Și unul cu bijuterii. Bijuteriile au apărut mult mai târziu, în 2017. Probabil în 2011 m-am retras din televiziune definitiv. Așa. Și probabil că a fost o nevoie de a spune povești în continuare. Eu sunt un om de creație, eu asta am făcut toată viața mea. Și cumva, fără să vreau, am început să caut pietre semiprețioase, să citesc despre ele. Apoi am avut niște prieteni care lucrau bijuterii și tot stând lângă ei am învățat cum se face aia, cum hai să-ți arăt, hai să aștept. S-au și supărat ulterior pentru că au zis mi-ai furat meseria. Nu, n-am furat nimic. E loc pentru toată lumea sub soare. Asta este un alt aspect al poveștii. Am învățat să lucrez bijuterii pentru mine. Și la insistențele clientelor, noi am avut din 2011 până la pandemie și un centru de slăbire pe care l-am închis din pricina condițiilor de atunci, din 2020. Și acolo clientele tot vedeau bijuteriile și te rog, fă-mi și mie, te rog, și uite așa, încurajată de ele, am început să lucrez și pentru publicul larg, pentru oameni pe care nici nu-i cunosc. Sunt clienții mei pe care pe unele le cunosc, pe altele nu. Ideea este că Alina, prima mea clientă de atunci, din 2015-16 a fost, mi-este și astăzi clientă. Foarte tare. Da, practic da. Am putea lua ca și un nou început, pentru că tu ai început business-ul tău, okay, din televiziune, emisiunile, pe urmă ai început cu primul magazin online, s-au întâmplat situațiile, ai persistat la furnizori, ai adus alte produse, produsele pe care le ai
Și pe urmă a început să descoperi probabil o nouă pasiune, asta cu bijuteriile. Da, între timp am mai adus și alte branduri. Poscoam a fost doar brandul de plecare. Ulterior am mai adus și alte branduri. Am crescut zi de zi business-ul cu cosmetice. Este o femeie foarte muncitoare. Centrul, da, de asta spun că eu sunt sortită muncii, cred. E o diferență în a lua produsele de la un furnizor, chiar și handmade-uri pe care le poți aduce și din China, vorba aia, și să le vinzi sau, băi, să stau eu să le... Păi, palmele mele pline de bătături, cred că spun totul despre corectitudine. Eu nu mi-am mințit clienții, așa cum nu mi-am mințit publicul niciodată. Deci asta e cel mai important. Este foarte important. Extrem de important. Să fii cinstit, să fii onest, să recunoști atunci când greșești. Este o, cum să spun eu, o valoare până la urmă pentru un om. Iar întoarcerea există. Oamenii te simt. Oamenii apreciază, oamenii se simt iubiți, chiar la distanță, chiar dacă suntem business-uri online. Cred. Simt și eu asta la clienții noștri și la comunitatea Gomag. Rina, în continuare te-a ajutat foarte mult brandul tău personal, faptul că oamenii, cum spuneam, au avut încredere în tine, te cunosc și aveai cunoștințe. Da, m-a ajutat la început. M-a ajutat atunci când amintirea era proaspătă. Irina Reisler, Pro TV, televiziune. Anii au trecut, mulți. Uh-huh. Oamenii mai uită. Acum nu mai este chiar așa, ieșeam la piață și tăbăreau să ne pupăm. Nu mai este așa. Oamenii, memoria se șterge. Acum muncesc și mai mult decât munceam atunci, pentru că, bun, a fost un plus pe care businessul meu l-a avut, dar nu sunt genul de persoană permanent în atenția publicului care încă este pe sticlă și să zic, da, mă merge fluierând că mă vede lumea la televizor și... Nu, este și foarte multă muncă pe lângă brand personal. Cred. Irina, cum ai ajuns la Gomag? Cum ai ajuns în bula noastră? În bula voastră am ajuns la recomandarea unui client al vostru. Într-un moment în care programatorul cu care am lucrat toți aceștia, noi suntem și foarte fideli, s-a reprofilat. Și practic nu a mai avut timp să se ocupe de updatarea platformei, de... habar n-am, dacă era o situație de criză, el era întotdeauna la alt job și atunci cumva împinși tot de nevoie. Am început să căutăm, am studiat piața foarte mult, ne-am întâlnit cu Costi, clientul vostru, și ne-a prezentat avantajele platformei Gomag și așa am ajuns la voi cu cele două site-uri, cel de cosmetice și bijuterii și cel doar de bijuterii. Avem deja lunișoare bune împreună. Cum să spun, pentru noi momentul ăla a fost așa un moment de revelație, pentru că stând ani de zile cu un singur om, tu știi ce face doar ăla. Doar noi suntem, noi împreună, da, se face anul. Da. Noi nu știam cât de mult a evoluat tehnica. El era un om care lucra pe firma lui, adică cumva nu avea dezvoltarea ca să asimileze tot ce era nou. Pentru noi descoperirea platformei Gomag a fost wow, există roboței care fac facturile. Marius a fost cel mai fericit pentru că el se ocupa de scris facturile zi de zi. Acum sunt roboței pe care îi coordonează ca un șef printr-o simplă apăsare de adică. Ne-a înlesnit foarte mult livrările internaționale pentru că ne doream să ieșim cu... Am foarte multe cliente la bijuterii din afară. Da, pentru că acolo cred că handmade-ul este cumva mai mult apreciat decât bine, aici. Da. Și a fost iarăși o poartă deschisă către lumea largă. Dacă la un moment dat va fi să plecăm din țara asta, e o poartă pe care ne-am deschis-o prin platforma Gomag. Au fost foarte multe lucruri pe care se lucrează ușor. Cumva este o platformă în anul 2022
Știi ce zic? Da, pregătită pentru viitor. Irina, cum este momentan o zi de muncă la magazinele voastre? Ce se întâmplă aici? Ziua o zi normală. Păi toate zilele sunt normale, toate zilele sunt frumoase. Noi aici venim ca acasă, practic, adică e a doua noastră casă. Lucrăm zi de zi, suntem aici amândoi împreună cu Nicoleta, colega noastră. Venim dimineața, se preiau comenzile, se fac facturile, se pregătesc coletele, la prânz curierii vin, ridică, eu între timp scriu, promovez, continuu, flux, continuu, suntem foarte bine împărțiți. Marius se ocupă de partea de facturare, comenzile către furnizori, partea administrativă, dacă vrei, și tot ce ține de partea contabilă până când pleacă documentele către firma de contabilitate. Nicoleta este răspunzătoare de tot ce înseamnă colete, produse, stocuri, ea are gestiunea. Iar eu sunt partea creativă, cum îți spuneam, țin legătura cu permanent, nu știu dacă cine mă cunoaște știe că eu răspund tuturor, inclusiv pe Facebook, în mesajele private. Da, timpul meu e dedicat oamenilor, dintotdeauna. Eu cred că pentru asta m-am născut. Eu nu mai am timp să răspund oamenilor pe Facebook. Mi-am pus și un mesaj pe Facebook, cont personal, nu răspund pe chat, pentru că îmi scrie atât de mulți oameni cu fel și fel de întrebări și la e-mail-ul răspund pe Facebook la cei pe care nu-i cunosc. Nu. Pentru mine e foarte important să-mi fac timpul ăsta. E în jobul meu, adică interacțiunea cu publicul toată viața mea a fost profesia mea și emisiunile le făceam pentru publicul meu și acolo la fel. Cereau sute de oameni într-o zi numărul de telefon al medicului, oftalmolog din emisiune. Ok, eu și reporterul de la emisiune, până nu lichidam de trimis numărul de telefon, nu plecam acasă. Adică cumva face parte din fișa postului. Asta e un aspect. În privat, deci cum spui tu, implicată în toată operațiunea. Permanent. Laptopul meu are vopseaua adusă de pe el, pentru că e un laptop la care se muncește practic până pe la 12-1 noaptea. În primii ani de business, mulți ani de business, dormeam cam 2-3 ore pe noapte. A fost foarte greu. Prima vacanță noi am avut-o după 7 ani de la deschiderea business-ului de familie. Acum, după ce am închis centrul de remodelare și practic totul s-a focusat pe cele două site-uri, am început să dorm și eu normal sau aproape normal. Cumva viața a revenit acolo unde trebuie să fie. Dar lucrez permanent butonez sau fac bijuterii. Adică am înțeles. Cumva între astea mă împart eu. Da, la ce, nu, dacă știu, o lună cu un număr mai mare de comenzi, la ce număr de comenzi ați ajuns acum cu magazinul? Comenzile pe lună sunt undeva peste 500, adică avem o medie anuală cam de 6.000 de comenzi, cu o cifră de afaceri de 300.000 de euro. Probabil că am fi putut mai mult dacă nu ne-am fi dorit ca business-ul să rămână un business de familie. Am înțeles. Și partea de promovare o faci singură? Da, o fac singură. Tot ce înseamnă interacțiunea cu clienții, avem oameni care se ocupă de campaniile pe Google, pe Facebook. Acolo nu mă pricep, nu e treaba mea, e treaba lor, sunt oameni care au făcut școli pentru asta. Da. Așa cum lucrăm și cu voi, unde la fel și voi ați făcut școli pe partea voastră, eu am făcut școli pe partea mea, adică cumva suntem un business mic, dar avem oameni cu care lucrăm, cu care colaborăm. Am înțeles. Care a fost, nu știu, cele mai mari provocări în ultimul an? Noi în pandemie am crescut. Da. Pentru că închizând centrul de remodelare, spuneam că m-am focusat foarte mult pe tot ce înseamnă online și am mai făcut încă ceva. Am avut un jurnal de, așa se și intitula postarea zilnică, jurnalul unui business de familie. Am făcut un miniserial în care povesteam greutățile noastre, dar motivațional. Și am susținut foarte mult oamenii necunoscuți, habar nu am, din lista aia de prieteni cunosc o mână de oameni. Și din nou, oamenii au venit către noi. A fost o
strategie, dar bine, strategie nu că a fost premeditată. A fost ce am simțit eu că trebuie să fac în momentul respectiv, dar nouă ne-a adus o întoarcere foarte bună în business. În ultimul an, e total diferit ultimul an de anii pandemiei. Știu. Și... e mult mai greu decât au fost acei doi ani. Pentru noi, pentru mine, eu așa simt. Ultimul an, cu toate știrile astea, se scumpesc, sărăcim, o să murim de frig, o să murim de foame, războiul. Păi pe noi ne-a prins războiul la un târg de bijuterii și de cosmetice. Exact în ziua aia izbucni războiul. Măi, deci zici că cineva a închis robinetul. Da, asta e mesajul de pe Nu știu să îți spun psihologic ce s-a întâmplat, dar din ziua aia, nu de-a doua zi, din ziua aia n-a mai intrat nimeni pe ușa locului în care era expoziția și din ziua aia a început marea provocare. Am înțeles. Irina, cum e business-ul ăsta de familie? Cum te împaci cu soțul în business? Pentru că sunt oameni care sunt pro astfel de acțiuni, sunt oameni care preferă să țină viața personală diferit. Hai să-ți spun. Profesională. Noi suntem împreună de când aveam 20 de ani. Acum avem 48. Bun, deci trebuie, suntem împreună de o viață. Ne-am cunoscut în ProTV. Mm-hmm. Am lucrat împreună în ProTV. Am lucrat împreună și în proiectele mele cu alte televiziuni. Deci, practic, noi suntem împreună 24 de ore din 24. Eu nu știu dacă avem... îmi amintesc un singur moment în care am fost despărțiți. El a plecat la CNN cu Andreea Esca la un training. Eu am plecat la Organizația Mondială a Sănătății în Elveția la o conferință. Am fost despărțiți o săptămână. Pentru că asta a fost treaba de... În rest, noi am fost tot timpul împreună, noi am clădit totul împreună și eu sunt foarte conștientă că dacă unul dintre noi ar pleca, nimic n-ar mai fi cum este. Noi avem pe lângă povestea noastră de iubire și copilul nostru, avem și acești copii care sunt site-urile. Și nu ne-am plictisit, că toată lumea ne întreabă, bă, dar... ai simțit și voi să respirați așa, să respirăm foarte bine și împreună. Am avut și momente de derapaje, probabil și dintr-o saturație, cumva tot timpul împreună. Am fost la un pas să eșuăm chiar, adică lucrurile nu evoluau deloc bine. Dar tot timpul ne-am regăsit, ne-am reinventat. Exact cum am reinventat în partea de carieră, trecând din televiziune în online, așa ne-am reinventat și în relația dintre noi, și în cea personală și în cea de business. Cumva e un întreg, adică eu nici nu concep altfel, adică nu există o altă variantă pentru mine. Am înțeles, mișto. Irina, care sunt planurile de viitor pentru aceste două magazine? Eu știu un singur lucru. Că indiferent de ce se întâmplă în jur, politic, economic, cu vremea, cu vremurile, cu ce vrei tu, noi trebuie să mergem înainte. Da. Deci, pentru mine nu există decât o direcție. Aia. Tot înainte. Și mai știu că trebuie ca la anul să fiu mai sus ca anul ăsta. Noi din 2009, de când am început business-ul online, nu am avut niciun an în care să fim mai jos decât anul precedent. Chit că am crescut atâtica, dar am fost peste. Astea sunt cumva direcțiile, filozofiile mele de a trăi în business-ul ăsta. Să fiu mâine mai bună ca azi. Te motivezi cumva singură sau împreună cu soțul? Mă motivez, da, mă motivez din inima mea, mă motivez din mintea mea. Adică în momentul în care am rămas pe drumuri în ajunul Crăciunului, aveam câteva variante. Să stau și să bocesc și să mă văicăresc, că am să mor de foame și că ce am să mă fac. Să mă duc lamentabil într-o direcție care n-aveam niciun fel de tangențe. Sau să îmi pun mintea la contribuție și toată energia mea și toată munca mea și tot timpul meu către ceva în care chiar credeam. Pe mine lupta cu kilogramele
M-a învățat să nu-mi fie frică. Pe mine lupta aia de un an cu cele 50 de kilograme pe care le-am lăsat în urmă m-a învățat că pot orice. Foarte tare, felicitări. Adică... Să facem un moment de reclamă, să ne lăsați un comentariu sub acest material dacă vă interesează să auziți povestea Irinei cu lupta celor 50 de kilograme. Să facem un material separat. De la 100 la 50 de kilograme, vreau, pot, fac pentru că merit, este și titlul cărții mele, pe care am scris-o în 2019. Am prins fix ultimul tren înainte de pandemie cu lansarea cărții, care a fost așa un super eveniment. Am scris cartea la îndemnul unei vecine care lucra la editura 3, lucrează încă. Și ea tot îmi spunea, făceam voluntariat, eu am făcut și foarte mult voluntariat la viața mea, adică nopțile mele se împărțeau între bijuterii și voluntariat, inițial pe un forum, apoi pe un grup de Facebook, care nu mai există, unde ajutam oamenii să slăbească. Da, adică, cumva, eu m-am învățat ceva în viața asta mea. Facem o poveste separată despre asta. Ca să îți fie bine... Cu o mână iei și cu alta dai. Așa, întotdeauna. Întotdeauna. Planuri, nu-mi fac planuri, adică eu nu sunt genul ăla care să visez cu ochii deschiși. Da, uite, am un plan la care visez cu ochii deschiși și știu că se va întâmpla într-o bună zi. Visez să am un butic de foarte cochet, de bijuterii, undeva în afară. Foarte tare. Asta da, ăsta este un vis la care nu am să renunț, o aștept pe Anisia să termine facultatea și încotro o va apuca ea ca medic, probabil că o să ne ținem și noi după ea, pentru că ne-am dorit să preia și partea asta de business, poate să facă foarte bine și partea de cosmetologie și medicina ei. Am înțeles. Irina, cum este relația voastră cu noi, cu echipa de suport, cu Gomag? La început a fost nevoie de suport, pentru că deși avem foarte mulți ani de online în spate, platforma era nouă și aveam nevoie de niște informații și, mă rog, mi se întâmplau tot felul de lucruri, că eu sunt cea care m-am ocupat de construirea site-urilor pe platforma voastră. Am lucrat foarte frumos cu ei. Sigur că au existat și mici momente în care nu ne cunoaștem. Asta eu cred că e un mare dezavantaj. Da, da. Că nu ne cunoaștem ochi în ochi. Când veniți la Baia Mare, puteți vizita, știi, cu drag, sunteți toată echipa acolo. Într-un fel poți să înțelegi și să vorbești cu un om când îi simți acolo un pic energia și într-un fel este să corespondezi doar online. Dar una peste alta, lucrăm foarte bine cu voi. Și ne place că sunteți foarte receptivi, adică dacă e vreo problemă, da, primim întotdeauna răspuns. Mi-au rămas și niște întrebări la care nu am primit răspuns, dar le păstrez pentru când ne-am întâlnit fizic cu toții. Sunt niște lucruri, probabil niște inadvertențe între platforme, cumva. Dar, trăgând linie, ne e bine cu voi, adică... Nu am avut niciun moment tentația de a spune am greșit sau hai să căutăm altceva sau nu. Practic nu pot să spun mai aveți de lucrat la cu tare lucru. Cred că ar trebui cumva să lucrați la interacțiunea cu clienții voștri asta fizică, să găsiți niște variante de a ne vedea. De a ne întâlni. Mai facem eveniment. Uite, recent am avut Black Friday Summit aici în București. Da. Și... E bine că se pot face, s-au reluat și poate că de acum înainte o să avem și ne mai ocazia facem asta. Și personal, când vin de câteva ori pe an în București, eu vin tot mai frecvent. Dar mai facem întâlniri așa mai ad hoc, la diferite locații, doar la... A fost la Stup. Și la Stup mai facem și mai puțin convenționale, la diferite berării sau la baruri, să stăm la o masă, la... Cine vrea, da, eu cred foarte mult, lucrând cu oamenii toată viața mea și trecând mii și mii de oameni prin viață, cred foarte mult în interacțiunea dintre noi. Adică nu merge totul la nivel de online și doar atât. Rina, de final, dai trei motive pentru care tu ai recomanda partenerilor tăi, de exemplu, sau celor care sunt interesați de e-commerce, platforma Gomag.
Păi, în primul rând, pe mine m-a fascinat tocmai ce-ți povesteam. Gradul de evoluție al platformei. Faptul că, uite, încă ceva, ne-a dat posibilitatea de a lucra cu alte companii. Cei care ne-au pus în legătură cu diversi vlogări, promoteri și așa mai departe. Cei care fac campaniile de newslettere, de... Cu parteneri. Cu parteneri care au implementate cumva toate chemele și foarte ușor. A, platforma GoMax, pac, imediat, se intră, se... Și asta este un... Noi nu am avut timp de foarte mulți ani lucrurile astea. Deci este fascinant cât de ramificată este și câte intrări îți permite platforma de genul ăsta de colaborări. Firme de curierat o grămadă. Adică are niște facilități pe care nu știu alte platforme cât le au, dar cert e că GoMag le are. Iarăși mi se pare fascinant cât de mult ajută buții. Goboții. Da. Din nou, nu știu alte platforme nu sunt. Dar... Mie mi se pare, ți-am zis, că ne-a ușurat foarte mult munca, mai ales pentru Marius, care se ocupa de facturări, de tot ce însemna hârțogăraie. Și iarăși mie mi-a plăcut, fiind o persoană creativă, că am putut alege că există o grămadă de teme pentru toate gusturile. Eu am ales pentru ambele magazine o singură temă, dar le-am făcut să arate diferit. Ceea ce nu cred că foarte multe, sigur, ține și de fotografii, creație, concept, dar ține și de cât duce platforma. Așa este. Mie, ca parte creativă, mi-a plăcut foarte mult asta, că am putut pe aceeași temă să creez două site-uri care nu seamănă între ele. Felicitări, foarte tare. Adică se poate. Da. Este să-ți dorești și să te implici. Să... Orice se poate. Obții ceea ce vrei. Mă întrebai la început dacă eu cred că femeile au ce căuta în antreprenoriat. Da. Eu cred că povestea mea dă singură răspunsul. Adică, da, de ce? Femeile sunt, nu știu cum să spun elegant, se descurcă foarte bine. Cred. Bărbații sunt cumva, funcționează pe reguli. Exclusiv pe reguli. Femeile pe lângă reguli au și intuiție, au și emoție, au foarte multe calități care pot fi transformate în plusuri ale unui business. Deci pentru toate antreprenoarele care ne urmăresc, țineți cont de ceea ce a spus Irina acum. Adică nu trebuie să găsești o scuză că ești femeie și chiar și în e-commerce sunt foarte mulți bărbați, pentru că avem foarte multe cliente și o să mai facem astfel de sesiuni cu cliente care vând pe GoMag cu diferite povești de succes. Arătăm oamenilor că se poate. Atât. Dar eu cred că și există în e-commerce există foarte multe domenii feminine. Da, da. Universul meu este, pe mine mă fascinează, este foarte frumos, jobul meu este foarte frumos, locul meu de muncă este foarte frumos, este foarte feminin. Și atunci, cum să n-aibă ce căuta o femeie în genul ăsta de business? Afacerile cu haine, cred că iarăși merg foarte bine. Sunt și cu haine, și cu bijuterii, și cu produse cosmetice, cu braz, cu fel și fel, nici nu te gândești, sunt atât de multe nișe și micro-nișe. Cu flori. Dacă, da, uite, dacă eu aș mai porni un business, aș face ceva în zona asta. O florărie cum nu mai există, online vorbesc. Adică sunt o grămadă de nișe în care femeile clar își au locul. Există pentru copii o grămadă de business-uri și care merg orice ar fi părintele. Își va cheltui banii pentru copil. Oricât de greu ar fi, oricât s-ar sacrifica pe el, va investi pentru copil. Eu cred foarte mult în businessurile pentru copii și chiar de multe ori m-am întrebat de ce n-am făcut unul? Se poate. De ce nu până la urmă? Bun, Irina, mulțumesc foarte mult pentru discuție. A fost o discuție super interesantă și motivațională, mai ales pentru antreprenoare sau viitoare antreprenoare. Sper să fie de folos măcar unui om. Înseamnă că n-a fost degeaba.
totul pleacă din noi. Totul pleacă din mintea noastră, din inima noastră, din energia noastră. Și încă ceva. Fiți creativi. Uh-huh. Eu am fost maximum de creativă atunci când ușa m-a strâns. Omul, în momentele în care e strâns cu ușa rău, este capabil de niște super idei și super proiecte. Frica poate să aibă și o latură pozitivă. Asta este. Da, apropo, puteți găsi sub acest material link-uri spre magazinele Irinei și să vă uitați și neapărat să comandați produsele de acolo. Să vedeți și experiența pe care o aveți când ajunge produsul la voi și cum se comportă Irina și Nicoleta cu clientele magazinelor. Și întotdeauna sunt lucruri de învățat, se optimizează lucrurile din mers, de să nu așteptăm lucrurile cele perfecte să începem să facem ceva. Și să nu stăm. Este foarte important să ne mișcăm tot timpul. Așa este. Mulțumesc foarte mult, Irina. Și mulțumesc. Așa că, ideea că se poate, trebuie perseverență, muncă și să notăm câteva idei care ne ajută și neapărat să le punem în practică cât mai rapid. Așa că până data viitoare puteți să ne lăsați un comentariu cu părerea voastră despre acest material, ce v-a plăcut. Dacă aveți întrebări pentru Irina pe orice subiect, puteți să le lăsați aici. Irina o să vă răspundă și ne vedem data viitoare. Spor la acțiune și multă, multă sănătate!